Ultima oră, accident extrem de grav în județul Bacău, la nivelul unei treceri de cale ferată. Acolo trenul a lovit o mașină în care se aflau 4 persoane. Din nefericire, o persoană a murit, alte 3 persoane au fost rănite. Cu mai multe detalii vine chiar acum în direct colegul meu, Lili Trifu. Bun găsit! Bun găsit! Accidentul s-a produs în halta Orbeni pe relația Suceava-București. Trenul a surprins autoturismul cu cele 4 persoane în interior. În momentul în care autoturismul a forțat trecerea la nivel de cale ferată. Organele CFR spun că în acel moment semafoarele erau în funcțiune și că nu își explică cum ar de s-a întâmplat așa ceva. Impactul a fost devastator. Așa cum spuneai și tu, o persoană a murit în urma impactului, iar alte 3 au fost duse la spitalul județean din Suceava. Rămâne de văzut acum dacă și mai ales cum s-a reușit să se producă această tragedie. Nimeni nu-și explică cum de conducătorul auto nu a oprit la semnificația culorii roșii de la semafoarele de avertizare la trecerea de cale ferată. Mulțumesc foarte